Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Minecraft. Știu că nu am mai filmat de mult, dar am o grămadă de chestii să vă arăt. În primul rând am făcut ferme de animale, de porci, de găini, de vaci și de oi, mă rog. Și da, uitați ce în față de aici. Urs, bă, spadele. Marge de lângă rabinitul meu. Așa, gata. Așa. Bun, am făcut un detail labirintul. Și e o fântână în mijloc și acolo e, ca să zic așa, centrul labirintului, pardon. Hai să mergem un pic prin labirint. Cred că nu mai știu locul. Ia, pe aici? Nu pe aici, nu pe aici. Da, și nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vă place această serie și mai vreți să continuăm cu episoade. Băi, ești nebun, nici eu nu mai știu. Ce? Bun. O luăm pe aici, o luăm pe aici, o luăm pe aici, o luăm pe aici, și acum pe unde? Pe aici? Nu, pe aici. Lol. Uitați să pun și aici, aici. Da, o, da, am găsit fântâna, aleluia. Și așa sunt două chesturi, stai și indică nu e nimic aici. Da, deci nu e nimic aici. Și în afară de asta am făcut un loc de pescuit și în care plantăm sugar. Nu o să iau sugar-ul pentru că am la sugar cane de... Mă enervat. Bun, am un arc cu Infinity 1 și fiți atenți. Ia uitați, frate. Ia uitați câte... Este enchantate, câte... cum se mai numesc, mă? Hai că mă stă pe limbă. Cum se mai numesc, mă? Hai de pescuit. Așa, mă, undiță. Undiță. Bun. Am și la arc... Am la arcuri enchantate. Pui de capul meu. Nu, am mai fost la mina de fier, aici e pentru excursie, am găsit un cave și am găsit în el un lasso și am zis în caz dacă e să plimb în excursie să-mi iau tot, să-mi iau vreun acest minunat compas, un gard, un lasso și un pat, ca să le cadu, că nu-i merge pe jos. Bun, aici am mai mers la mina de cărbune, am luat la nebunie, aici când o să am eu. O, da, am urât la uit, am urât în uit și mi-a dat glowstone. Și eu de asta plină și am mai făcut niște de-astea, niște sticle goale și aici când o să am eu de alea de poțiuni. Am la saddle-uri, am două saddle-uri pentru că am pescuit. Am name-tag-uri, le-am pus numele la cal, am 8 ender pearl-uri. Am urât la enderman, am o strategie foarte bună și mă ajută foarte mult. Stai să văd ceva, da. Am pescuit la un pantalon de piele de misa la capul. Ce mai am, ce mai am, am flitestir, am dusă de caracati să insec. Ce mai am făcut? Stați. O, da, și să vedeți la etaj. Ce este în primul rând pline cu mâncare. Du-te, mă, sus. Bun, și ăsta e gold, da. Ia uitați, fraților. Ia uitați, v-am zis că am mult sugar cane. Bun, în primul rând, breaking 3, looting 3 și sharpness 4. Respiration 3, fetter filling 4. Respiration 3 și smite 4. Efficiency 3. Sau, da, 3. Bun. Respiration 3. Fire aspect. Stai, am două? A, nu. Protection 3 și flame. Asta nu știu pentru ce. Deci, da, am muncit la greu pentru aceste cărți. Cărți înceantate, vai, m-a luat capul. Bun. Mai am ceva să mai arăt, am mai extins un pic hambarul cu încă unul și o să vedeți că aici am... Pe bune, man. Bun. Să vedeți că aici am... Hai, mă! Să vedeți că... Așa, aici am plin de balos de fân. Și în primul rând, ne-a luat un cal nou, noui. Ne-am dat nume? Se pare că nu am uitat să-i dau un nume cu name tag. Bun. Aici avem pe Aztec. De la civiliza Aztece. Aici e peticel, pe care are multe pete. Și aici e, cred că, pat albă. Deva trebuie să zici pat albă. Trebuie să zici pete albe, dar na. N-am vrut pentru că na. Bun. Ce m-a mai crescut un pic din grădină? Nu băgați în seamă ce e acolo negru pentru că... Nu știu ce, frate, mi se schimbă de multe ori, foarte de des, nu chiar des, o dată la 10 ceva minute, mi se schimbă foarte des
textură. Adică, pe bune, nu vreau să vezi cum arată. Cum arată. Bun, am și level 11 jumătate și hai să luăm niște un name tag. O, da, vreau să am o idee tâmpită să iau un cal schelet și să-i pun numele scheleton. Dacă o să am un cal schelet și nu știu cum. What? Ce, se strică asta? Se strică asta dacă faci prea mult pe ea? Ei, nu știu, dar mă rog, bun. Ce vreau eu? Vreau să-i dau numele Snowy. Snowy. Mulțumesc, foarte frumos, ești un scump. Ei, nici chiar scump, dar mult am fai, pe scurt. Unde ești, mă? Așa aici, bă, Snowy. Ba, ce am de gând să fac în episodul ăla? Sincer, chiar nu știu. Adică nu mai am nicio chestie care mă vreau. Chiar nu știu ce să mai fac. Nu, n-am dat. O, da, și aici în chestiile astea sunt decât chestii ca să, în caz dacă ies, să le ademenim cu cu ce le place hrana, ca să nu iasă toate. Dacă iasă toate, măcar le ademenim cu boabe de la cu siduri. Bun, ce am de gând să fac în episodul ăsta? Sincer, habar n-am. Primul rând, cred că m-aș... Nu m-aș plimba. Eu zic că mai mult, scuzați, dar aș pescui. Că mi-a picat la cărți încheiate de mi. Bine, vreau multe cărți încheiate. Mai multe. Și da, chiar vreau. Bun, pe care în loc tot astea. Nu vreau cu... Vreau cu lure. Lure cât mai mare și am breaking. La putere fie am breaking și lure. Opa, a meu. Bun, ca să țină și mai mult și lure ne ajută să pescuim mai repede. Da, acolo e pământ fără iarbă. Și are pește și are o textură nașpă. Adică mi se schimbă grafica și nasol. Este very, very nasol. Pufferfish. Și chiar în episodul viitor, ca să zic așa, vreau să mă duc la mina de obsidian, să facem și niște enchanting table-uri, pentru că, da, să cât am fire aspect și chiar vreau să-mi bat pe sabia de diamond fire aspect. Da. Am lapis lazurii, 2 stacuri și jumătate. La partea cu diamond-urile am 5, pot să fac 2. Și, în primul rând, la obsidian e problemă. Stați niște că am întâlnă copii de diamond. Diamond. Da, știu, așa fac eu tot pentru una ca să mai treacă timpul. Hai odată, bă, așa. Hai, ceva bun? Un pește. Era aproape să-l fac. Da, și uitați că sugar cane. Hai, mă, dă-mi și mie o carte încheiată sau încă câteva scopa. Încă câteva... Astea arcuri încercate sau undițe care vrea mai multe. Sincer, chiar nu mai vreau niciun seder. Acum la bun. Nu mai vreau nici măcar un seder. N-am 2 sederuri, nu mai am ce face cu ele chiar. Aș putea să fac 3 cu villagerii, da. Pe 6 îmi dea orice, sincer. Sincer, ar vrea să-mi dea o sabie. De gol. Sau măcar un turnăcop de diamond, dacă mi-ar da, fi tare, tare. Sau, ce știu, un topor de diamond. Sau măcar să-mi dea hărți unde să găsim, să zicem, temple, subacvatice. Ar fi tare. Hai azi. Hai ceva bun. Pufferfish. Pufferfish-urile nu mă prea ajută, știu că poți să faci poțiuni, dar până la poțiuni la noi mai da, și din obsidian mă gândesc să fac și un portal către Nether. Și am zis că o să se updateze Minecraft, adică nu o să mai fie versiunea 0.17.1, o să fie o versiune mai bună, adică când te duci la să creezi o mapă, îți dă niște mape, adică te spawnează unde la End Portal, la portalul ăla din End. Da, și pui acolo și poți să te bați cu dragonul, foarte tare. Adică te spawnezi acolo, te duci la suprafață, bine, nu cred că o să ai cu ce,
faci deasupra o casă, opa, o dai de calcatită deasupra o casă și după când ești pregătit, ai chestplate de diamond, ai armură full de diamond. Pentru cei care nu știu chestplate-ul de diamond, e armura de piept de diamond. Bun, să faci casă, să faci tot să fii full și sărbat, adică să nu te mai... Să te mai enervezi, mamă, ce mă plictisesc să caut și un ender portal. Un ender portal, portal spre end. Adică n-aș putea să-l caut, că nu se știe niciodată că e doar un portal. Cred, așa cred. Dar se găsește greu. Se poate găsi și aproape de mal, dar sub apă. Da, chiar se poate. Hai azi. Cred că mă bași cu mod. Cred că mai bine folosesc arcul. Hai, mă dă bani și mie ceva în afară de pești. Bine, nu că n-ar fi bun pești, dar totuși. Îi prășim, îi rumenim. Și sincer m-aș gândi să mul și eu aceste minunate vaci, pentru că vreau să fac și niște torturi. Da, să mănânc o tort. Hai, mă, pe bune, chiar când venea. Tot. Așteptăm. Da, mai mult în episodul de azi v-am arătat decât ce am făcut și am pescuit decât. Așa că, da, cam nașpa. Dar în episodul viitor vreau să mă duc la minat. Ot, l-am luat. Hai să ne batem cu un bit de mult să mai mănânc și o peștișorul ăsta prăjit. Bă, îl dă 3, ceea ce e bine. Strategia mea cu Enderman e să pun apă și să-i dau în ei și eu să stau în mijlocul apei. Hai, creeperaș. Să stau eu în mijlocul apei și ei să vină la mine ca proști și o dă iau în ei și ei nu rezistă la apă. Că știți că Enderman dacă intră în apă sau un babai. Hai, mă, șmecheraș. Bate cu arcul. Una, două, trei. Una, headshot. Ha, mă, șmechere. Gata? Asta e că intră și o săgeată, da. Bă, ce cauți, mă, aproape de casa mea, mă, bă, băiatule. Da. O să chem aranje că, să, frate, să găsesc și eu un d-ăsta, un... cum se numește, mă, un sat de villager în deșert. Știu, erau... Frate, două fântâni acolo, dar cred că fântânile arată și ăștia, cum se și templele astea din deșert, da. Păi așa cred, frate, că am scotocit, cred că am scotocit tot deșertul, că mor eu. Foarte, bofia, n-ai de creeper. Deci dacă vă spun ce mi s-a întâmplat, mi-a buguit doi creeper în grădină, și lângă casa, au fugit toți porcii, toți. Toți porci și mai de acum urăsc creeperii. Fiar creeperașii națiilor. Ha, mă, șmecherilor. Ha, mă, șmechere. Buf. Gata, două săgeți? Bă, fiară, n-ai văd, dă-te, bă, de aici. Știți ce nasol la arc? Că dacă, să zicem, uite, ai două săgeți. Tragi. Două. Trei. Una. Două. Și unde trei, așa. Tot două să ai. Ai nasul că la infinity poți să tragi la infinit, dar nu ți le dăm. Că așa ar fi fost, mamă, îți făceai stacuri întregi de săgeți. Da. Bun, în episodul de azi nu prea v-am arătat atât de multe. Da, și îmi pare rău, dar am vrut măcar să vă arăt ce am făcut eu. Opa. Bun. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere.